Salut, eu sunt David și bine m-am găsit la un nou episod. Da, bun, astăzi o să continuăm casa și vom face pereții, dar din câte am auzit eu aici, aici cu treieră cineva. Și cine? Domnul înnecat. Și o să-i dau drumul. Dar n-are tupeu. Bă, și-l și aud chiar. N-are tupeu. Săracul de el. Bă, chiar n-are tupeu, mă. Gata, mi s-a dus hangerul. Iar acum, haide să batem. Monstrul, unde e ăla? Uită-l, mă! Deci eu l-am auzit inițial, dar am zis așa că... Ma, ai luat foc? A luat foc. Așa, bun, acum că am scăpat de o grijă, haideți să ne ducem să facem rost de lemn pentru pereți. Pentru că astăzi v-am zis că o să facem pereții. Iar noi să ne ducem chiar în pădurea aia și o să luăm lemn alb. Haide să ne ducem așa frumos, să notăm ca toți notatorii extremi. Am auzit un păianjen. Bă, nu strică să mai faci rost de un păianjen, adică totuși. What? Nu m-a atacat, mă? Ia. Hop, pac, pac, pac. Și mai avem niște pânză, poate ne facem într-o zi și niște... cum îi zice, mă? Niște de la arc, o undiță, de fapt de arc nu zic chiar așa, dar de undiță clar, pentru că știți că eu nu prea omor animale, am făcut excepție cu aia, pentru că aveam nevoie de mâncare, nu puteam, dar rest nu prea omor animale și de aia o să zic eu că îmi fac fermă de grâu, că mănânc pâine și atât, pâine goală. Din păcate nu puteam să mâncăm orez cu lapte. Așa că o să mâncăm pâine goală în Minecraft. Bine, doar în sezonul ăsta. Pentru că toate chestiile astea le fac, mă bat cu moște și astea doar pentru casă. Pentru că sezonul 2 va fi un survival adevărat. Sezonul 1 este un cum să construiești o casă. Ia uzi, am auzit un scheleton pe aici. Nu știu dacă tot ce știe că casa mea e aici. Nu e că am memorat. Bă, dar asta e o leacă, mă, cam shares. Și cu ăsta pot eu să-mi camuflez casa. Nu-i așa? Pac! Și uite așa o să-mi camuflez eu casa. Mamă, era să rămân fără aer. Lucește! O să fac pereții și pe hol, dar nu acum. Mă gândesc în loc de alea să pun tot scări de lemn. Știți la ce mă refer. Scări de lemn. Tocmai ce am zis. Așa, acum avem 38 de din astea. Hai să ne facem niște lemne. Mamă, dar cât avem? Avem un stec și un pic. Ia să înlocuim ăsta aici și ăsta aici. Hai mă, ce nu vrei? Așa, bun, acum haideți să ne ducem să facem pereții acestei cămăruțe foarte drăguțe. Cu ce să începem? Cu partea asta, na, cu ce altceva. Nu știu cât durează videoclipul ăsta, dar mă voi strădui, ia să văd cât a durat până acum. 4 minute, mă voi strădui să mă grăbesc cât mai mult, să nu depășim 20 de minute. Pentru că după aia nu mai intră videoclipul în calculator și nu-l pot importa pe YouTube. Cu thumbnail și cu toate setările alea. Pentru că eu nu postez direct de pe telefon, eu postez de pe calculator. Bag videoclipul în calculator și fac asta. Așa, o să urmeze și niște vești mai importante într-un episod, dar nu le zic acum pentru că de obicei lumea nu se uită la asta dacă zic eu așa. Ia să ne facem aici un băț, de fapt 4 să ne facem. Ia te uite că pot să-mi fac, mi-arată aici, lol. Așa, hai să
am craftat 4. Iar am crezut că îmi folosesc tot lemnul pe prostii. Haideți să craftăm aici un Big X. De data asta mi-am făcut o copie la lume. De ce mă joc pe copia lumii? Pentru că data trecută am avut o problemă și nu vreau să mă mai întrerup din nou. Și eu nu o să iau totul de la capăt. Pentru că am fost întrerupt. Pentru că eu v-am zis, eu nu umblu niciodată pe lume dacă nu sunt pe YouTube cu lumea asta. Bine, dar sincer să fiu, eu nici nu am o lumea mea. Pentru că eu sunt gamerul vlogger, gen... vloggerii filmează tot, toată viața lor. Așa, așa. La fel și eu sunt cu Minecraft. Nu toată viața mea de Minecraft o filmez pe YouTube. Deci transpun așa 2 în 1. Aș putea să fac și invers 2 în 1. Adică gen să lumea adevărată să devină un joc. Dar chiar, mă, uite, o să, într-o zi o să, poate o să fac... asta, un fel de episod foarte lung cu Minecraft în viața reală sau ceva de genul. Dar o să mai vedem noi. Deci acum eu joc pe copie. Faza proastă e că trebuie să fac copie la copie după aia. Așa, ia să vedem noi cum o să tăiem noi pereții aia. Dar nu contează acum. Acum contează doar de ce am tăiat eu și colțurile alea, că nu mă interesează. E cel mai bine e să facem așa, haide. Da, deci pereții ăștia eu zic că sunt foarte frumoși, frumoși, frumoși. Alte adjective nu mai am. Și să nu, să, deci când faceți o casă, o cameră din asta, nu umpleți locul ăsta, colțul, nu-l umpleți. Tot ce trebuie să faceți este atât, pentru că dacă îl umpleți, vă consumați cât ceva lemn și în plus... Pe interior nu e nicio diferență, iar exteriorul chiar mai frumos o să fie, vă zic eu. Pentru că pe Minecraft Story Mod, dacă e să luăm camera asta ca un chest, așa arată pe din afară, fără colțuri, cu alea, colțurile afundate înăuntru. Și credeți-mă, e foarte fain. E mai fain ca normal, gen blocul ăsta... Iese o parte din ăsta încolo, o parte din asta încolo și e foarte fain. Da. Am nerespectat o regulă cumva? Sau... Nu! Deci am făcut bine. Am umplut asta așa și acum trebuie să sparg pereții. Mamă, rămân fără lemn. Vai de mine, mi-am consumat aproape tot lemnul, dar o să dau pauză la videoclip până mă duc eu să iau lemn, dar înainte o să fac asta. Doamne, așa, bun, bă, ar fi fain să fac aici un fel de fereastră, eu n-o să și economisesc de ceva, uitați că e fain așa. Nu? No? Da, mă, uite, fac așa, mă, îmi las o leacă de spațiu pe aici. Așa o să și economisesc. Bă, și dacă stau eu bine să mă gândesc, eu am terminat podelele, corect? Păi dacă eu le-am terminat, înseamnă că pot să-mi folosesc slaburile. Dacă tot mi-am făcut atâtea slaburi, măcar să le folosesc. Hai că mă duc să iau niște lemn, n-o să-l dau pe pauză. Fraților, m-am dus să iau lemn și tocmai am realizat că nu am mâncare. Aoleo, mai am doar rotă în fleșurile astea. Hai că va trebui să suport. Le mănânc pe astea și cât îmi craftez eu, din păcate că va dura foarte puțin craftatul ăsta. Na, bă, dar eu n-am nici pickaxe. Eu n-am pickaxe? Ah, ba da, am toate lucrurile aici. Mai am și un rotten flash. Dar trebuia să mănânc înainte, frate. Nu, 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 trebuia să mănânc înainte. Dar lasă, acum cât mi se duce mie hangerul ăsta. Haide, du-te hangerule, gata, s-a dus. Acum că mi s-a dus hangerul, pot să mai continui construcția pereților. De fapt, o să mai mănânc rotten flash-ul ăsta. Așa, iar acum
voi construi și la aici, nu mai pasă de blocuri. Bă, nu strică să lași așa. Deci chiar nu strică. Wow! Minunat! Și am rămas la tehnologia asta, wired. Deci ți se face o foame când mănânci de asta, de mori. Bun, acum să facem pereții ăștia foarte urâți și urâți. Să-i transformăm în pereți mai puțin urâți. Bă, oare dacă pui pickaxe pe copaci se întâmplă ceva? Nu știu. Era o întrebare din aia, Illuminati. Illuminati question. Deci, da, noi am rămas fără lemn, am rămas fără podele. Nu ascultăm manele, nu vă temeți. Așa. E, acum să înlocuim astea cu lemn. Cred că o să folosesc slaburile nu am ce podea să fac la mine, nu fac podea, podeaua la dormitor e făcută și da. Deci, până la urmă, sezonul 1, adică ăsta, va fi o serie despre în care eu vă învăț cum să faceți o casă sub apă corect. Adică eu vă învăț să faceți lucrurile corect în Minecraft, poate unele și în viața reală. O să fac episoade de filmare corect a gamingului, a vlogurilor. Nu cum să cazi cu un râpă. Așa, hai să mă duc înapoi să pun asta aici, că mă enervează de mor. Așa, bun, le-am pus, iar acum să continuăm. Pac, 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 pac. Și dacă mai continuăm cu capacul ăsta, deja o să mă doară creierul. Loi, băi! Îmi sparg tavanul. Fără să știu. Am o inimă în minus, așa se construiește, așa se supraviețuiește în Minecraft. Acest minunat joc. Vă știți că eu trebuia să-mi folosesc lemn ăla pentru găleată și acum trebuia să-mi pun aici niște apă ca să-mi crească mie culturile, pentru că în timp ce construiești o casă tu ai nevoie de culturi. Eu mă n-am niște siduri pe aici. Am un seed, dar nu te ajută la nimic. Deci un seed. Așa, hai că nu mai avem mult. Sigur că nu se mai termină. Wow. Chiar când ziceam eu că nu se mai termină pickaxe-ul. Va trebui să dormim, pentru că e noapte acum. Acum, hai să urcăm sus, să-mi iau sabia să fie pregătită, să mă duc să fac rost de o leacă de cărniță și de lemn. O să dau pe pauză până videoclipul va continua. Ok, am făcut rost de lemn, am aici vreo 17 bucăți, am luat vreo 13 siduri și am mâncat. Bun, deci am luat tot lemnul ăsta bun și da. Păi da, am făcut și peretele aici, în camera asta. Și da, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați like, subscribe, mă rog, acolo. Hai, v-am lăsat, pa, pa!